Salutare! Facem clip cu Clash Royale? Nu știu dacă își mai amintește cineva, dar când făceam eu clipul cu Clash Royale, cel mai probabil nimeni nu s-a uitat la mine, nimeni nu mă știa din cei care vă uitați acum la mine, dar după ce am făcut clipul cu Minecraft, dacă vă uitați bine pe canalul nostru, am început cu clipul cu Clash Royale. Așa că, dacă să vă placă seria asta, vă rog frumos să nu uitați să apăsați pe butonul de like, să spunem cel puțin 100 de like-uri, ca să știu că vă place, să mai facem clipul cu Clash Royale, ca să mai diversificăm și noi ce facem pe canalul ăsta din nou. Pentru că am strâns o grămadă de chestii pe Clash Royale și am zis că e un pic mai bine să fac un clip cu Clash Royale decât live-uri în care doar ne uităm cum mă joc eu pe Clash Royale. Facem un clip frumos, vă place, dați like una alta. Știți voi. Sunt alături de David, stai că el încă nu mă aude că îți pămut. Și o să încercăm să jucăm 2v2. Hai să-l salutăm pe David și să începem să deschidem o grămadă de chesturi, pentru că am pregătit acolo o grămadă de chesturi și să vedem ce ne dă. Băi, ce faci? Nu, alo. Da, mă te auzi, ce faci? Să sparg microfonul aia fac. Hai să vedem, te uiți pe partajare, să vedem ce ne dă. Da. Vio legendară. Ram Rider. Ram Rider, primul chest, oare ne dă prima legendară? Nu-ți dă legendară. Ce? Pică mini. Hai, nu ne-o dat nicio legendară din primul chest. Uitați-vă câte chesturi am aici. Din astea, dacă nu-mi dă o legendară, eu cred că o să plâng. Efectiv o să plâng. Că-s galbene de alea. Și din alea dau de mai rar. Mai deschidem unul aici. Crown chest mi-a picat bandită când demo era. Ba, trebuie să donăm aici la clan. Nu uitați, dacă sunteți în clanul meu, în MTT, eu cel mai tare clan, intrați, puneți-vă apărare aici frumos, atacați, jucați la clanul ăla ca să primim legendară din clan chestul ăsta pe care ne dă după ce ne batem. Da, mă, am luat. Înainte luam numai locuri și acum luăm cât 4-3. E da, dar sunt mai buni ăștia, ne dă cu player mai bun că avem mai multe cupe, cred că. Avem 700, suntem pro player. Mie mi-a picat legendară din asta odată. Electro. Jucăm imediat 2v2, o să ne gândim la un deck cu care să luăm primul win, o să mergem direct pe King Tower-ul lui băieță ăia, o să luăm primul win, dar hai să mai deschid de astea. Mai deschidem. Ce ne dă? Snowball. Eu zic că o să-mi pice un... Snowball. Inferno Tower. What? Mă, ai văzut? Da. Predic, băieți! Inferno Tower! Mai deschide astea, băieți? Hai că mai deschidem câteva, după o să mai lăsăm și pe câteva după și jucăm un 2v2. Să vedem dacă ne iasă din prima. Da, da. Am crezut că e legendară cum a dat epică. Știi ce e asta? Tot Snowball pică. Wildcard de epică. Mă, nu pică mini peca. Eu zic că pică, hai să vedem, mai nimeresc o dată? Nu, fii atent, pică Battle Healer. Logo ăla cu barbar. Na, am vrut să zic Elite Barbar, dar m-am gândit la logo ăla. Lightning. M-am înădat ceva epice, mai deschidem și ăsta. Și după aia hai să jucăm un 2v2 și le deschidem pe alealte după. Nu mi-a picat. Mai avem câteva de deschis acolo. Am tot decul de max level 13. Văd că pot să-l fac și pe ăsta level 13, dar încă n-am bani. Mai am încă două cărți de 13, deci am 10 cărți de 13 și putem să facem 12 cărți de 13, dar n-am gold. Bă, și în sfârșit am revenit. Deci pe ăsta când intră în clanul meu, îl bag într-un 2v2 și nu poate să dea chance, nu poate să facă nimic. Au trebuit să-i dau oază, am stat vreo 20 și ceva de minute să rezolvăm problema asta, dar acum măcar putem să ne jucăm 2v2. Hai să vedem. Hai. Hey with friends, de data asta trebuie să iasă 2v2, o să câștigăm din prima. Și le ai? Eu le am. N-am decât clon. Dă cycle cu ăsta. Dau cycle. Nu, trebuie să pui ăștia, nu ăla. N-am scarni. Ai elixir. N-am ăștia, stai. Am. Dăm? Da. Bă, eu n-am oglindă, ba am oglindă, n-am văzut-o. Mai iau. Și? Bine, bă! Am câștigat cu două cărți pe care le-am pus clon acum la 2v2. 3-0 direct, băieți. 3-0 direct, ne-a dat și un giant chest. Dar nu știu dacă mai am de aia să deschid. Adică am să deschid giant chest, hai să deschidem de aia chest-ul. Zi o carte care pică la giant chest. Valkyrie. Îi dăm cu cheița și... Valkyrie zici tu? Eu zic, da. Hai să zicem o carte rapid. Mamă, nu, eu aleg o epică, o să-mi pice
Ăla cu bombă, cum se numește? Scheletul ăla mare. Electro-Dragon. Cum? Electro-Dragon. Nu mă, ăla cu bombă! Giant Skeleton. Ah, da, eu zic Electro. Dragon. Nici nu ne-a dat epică, chat! Bă, hai să deschidem și chesturile astea, moș. Dacă v-ați uitat până aici, scrieți în comentarii, vă rog frumos, cu ce cărți mai vrei să facem, dacă să mai facem un clip, pe ce cărți vreți să le mai clonăm și să facem cât mai multe pe baza lor, să încercăm diferite challenge-uri de acum. Avem de deschis ăsta... Nu, le-am deschis pe toate, de fapt. Nu? Mm. Nu dau seama. A, ba nu, uite, ba nu. Mai avem de ăsta. Și o carte rapid. Ai spirit, zic eu. Skeletons. Na. A picat Snowball, care l-am zis eu în continuu. O carte? Snowball. Royal Hogs. Porcii aia. Eu zic tot, ai spirit? Mama, încă că e legendară. Na, Valkyrie ți-o picat, amu. Și? Pică Elixir Golem. Pică Ice Golem. Da, în fiecare dată îmi dă wild card. Ai, băi, spirit, dacă tu crezi Ice Golem! Baby Dragon? Na. Ma. Și? Îmi pică Skeletons. Îmi pică fața. Nu, îmi pică... Tesla. Iar Skeleton Peral. Nu, no, nu, no, da, Tesla. Ră? Canon. Nu știu ce să mai zic. Porcii amici, mulți, patru. Ma. Fireball. Și ultimul? Să spui că Bomb Tower. Cum e ăla? Hog. Care aruncă cu bombe. No, Zapis. Na, n-am nimerit niciuna astăzi, bă, băieți, bă. Ba da, am nimerit-o pe prima. A, eu am nimerit-o pe prima, în rest, n-am nimerit. Avem 20.000 de gold, am văzut, am făcut, nu uitați să jucați la Clan War. Ia, donăm la băieți aici. Cu intră înapoi în clan. Ia încearcă acum să intri. Stai că-ți dau invite. Nu prea pot. Ți-am dat invite. Gata. Merge? Da. O da, domnul, îl-o băga și pe David în clan. No, bun, David s-a dus la școală. Noi mai băgăm un meci aici la normale, cum ar veni, ca să creștem în trofee. Am deschis o grămadă de chesturi astăzi, o să mai deschidem chesturi mult mai multe în episodul viitor dacă vă place și o să vreau să lăsați în comentarii, neapărat v-am spus cu ce cărți vreți să mai facem, orice cărți vreți voi puneți în comentarii și dacă v-ați uitat până aici vă apreciez să sunteți cei mai tari și vă mulțumesc. Hai să vedem, îi dăm un prim push de Lavalon așa frumos. Are Sparky, dar nu-i problemă, uite aici, bam. Îi luăm turno. Mi se pare că jocul ăsta câteodată e mult prea ușor. Nu, că sincer vreau să vă zic. Câteodată, dar câteodată de cu niște player la care chiar nu ai ce să le faci. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Acum am, cred că am încurcat-o. Am cam încurcat-o, băieți! Uită-te acolo. Ne ia și el turnul. Clar ni-l ia. Ne bate chiar, cred că. Ba nu ne bate, dar hai să vedem dacă mai dăm un push de Lavalon, oare îl batem sau ne bate el. Hai să-ți încarci odată nouă elixir și să vedem dacă îl batem, dar eu sper să-l bat. Nu are, nu prea că are ce să pună pe Lavalonul meu, așa că dacă nu mă pușează el mai repede, îl bat. Nu-mi place. Dar trebuie să dea hit, două hituri, balonul și ok. Adică, da, balonul. Hai că facem așa. Du-te, Mega Knight-ule, pe asta. Aici, dacă avem noi... Mă, nu, trebuie să-ți dăm zap-ul, că n-avem ce face. Na, prost am jucat-o, băieți. Cred că mai prost de atâta n-aveai cum să joci aici. Deci mai prost de atâta n-aveam cum să joc aici. Hai să nu mea, nu lea, nu? Ba, lea. Nu l-o lua, dar... Pune-o în elixir și am pierdut. Sau, poate-l batem. Dacă fac nou elixir, îl bat. Cred. Acum cred că își bate joc de noi. Sau? Îl batem? Clutch? Bă, nu știu ce-a făcut băiatul ăsta, dar a dormit, cred că și l-am câștigat. Mai dă un chest, dar nu cred că putem deschide. Acum plus 31 de trofee. Am deschis toate astea, o să ne mai trebuie să ne dea și aici în ceva timp.
Avem 5506 trofee. Vă mulțumesc că a stat până aici. Vă mulțumesc că vă place Clash Royale. Dacă vă place, eu am fost Deo și ne vedem data viitoare cu noi chesturi. Ciao!